Pentru a doua oară în pandemie, școala începe cu măsuri speciale. Dacă anul trecut autoritățile nu impuneau un anumit tip de mască de protecție în rândul elevilor, din toamnă lucrurile sunt clare. La cursuri sunt acceptate doar măștile sanitare. Un cost în plus pentru părinți care trebuie să le asigure celor mici cel puțin două măști de unică folosință zilnic. O cheltuială care ajunge și la câteva zeci de lei din bugetul lunar. Iar costurile cresc dacă familia are mai mulți copii care merg la școală. Există riscul ca unele familii care nu își pot permite din punct de vedere financiar să cumpere aceste măști să renunțe la școală sau să caute modalități prin care să spună că își dorește școala în sistemul online, ceea ce nu este absolut deloc corect. Vorbim și de situații discriminatorii. Ca elevii să fie în siguranță, este nevoie ca acele măști să fie schimbate regulat și în acest sens solicităm să fie alocate fondurile necesare pentru a menține o stare de siguranță în școli. Autoritățile spun însă că părinții nu ar trebui să-și facă griji. În școli vor fi stocuri suficiente de măști. Este în analiză o astfel de variantă prin care la nivelul școlii, sigur, la nivelul fiecarei clase, să existe acea, să spun, nu știu, cotă, cutie de măști. Ministerul Educației a încheiat mai multe contracte de donație și sponsorizare prin care au ajuns în județe sute de mii de măști. Ne vom asigura că la nivelul fiecarei școli există un stoc suficient de măști de protecție pentru ca elevii să poată beneficia de ele. Anul trecut, autoritățile locale au avut la dispoziție peste 50 de milioane de euro de la guvern pentru a cumpăra măști și dezinfectanți în școli. Cu două săptămâni înainte ca elevii să revină în bănci, în semestrul al doilea, în depozitele inspectoratelor școlare erau 37 de milioane de măști sanitare pentru școlari și profesori.